Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de Clubul Minerilor. Suntem aici alături de X-Slader, care face baie în fântână. Salutare tuturor, este X-Slader. Și astăzi vrem să alegem în primul și primul rând abonatul episodului. Hai repede, Marius. Ai un sign? Să alegem abonatul. Da, am două. Dă-mi te rog un sign. E spatele tău. Mersi, Marius. Hai să vedem cine e abonatul norocos. Astăzi s-au foarte multe comentarii, dacă vreți să apărezi pe perete în următorul episod, lăsați like-uri și neapărat și comentariul la acest episod. Puteți vedea că am umplut un perete, ultimul abonat a fost Vlad12, cred, nu? Da. La mine a fost Darius, perfect. Da. Iar acum începem un nou perete, hai ăsta, Marius. Hai, pune acolo. Începem de aici. De aici, nu? Da. În colț, da, ok. Suteau sau cum era? Uite-te încet. Șuteu Tudor, poate cheamă Șuteu. Șuteu Tudor sau Suteu Tudor, nu știu sigur, puteți să vedeți acolo, am și murit eu odată când am intrat pe server, eram pe un bloc și am căzut, dar asta nu contează, felicitări Tudor. Și hai să trecem la ale noastre, Marius, că avem chestii mișto de făcut, spune-le oamenilor ce facem. Astăzi facem o casă de pescuit sau habar n-am cum se numește, casa aia care stă pe apă. O cabană din care să pescuim direct. În engleză se numește fish hut. Hut? Da, adică pălărie de aia, nu știu, habar n-am, ca o pălărie. Ok, hai să facem, zim ce materiale ne trebuie. Ne trebuie niște lemne, între cele mai negre, cred. Dacă avem cel mai negru lemn. Hai să vedem. Puteți vedea acolo insula lui Marius, foarte bine făcută. Trebuie să lucrez la ea la mine în episod și să o fac mai frumoasă. Dar asta în episodul meu, cum stă apa acolo curgând, tu ai pus-o max, cred. Da, da, tu ai pus blocurile și s-a dus apa în toate părțile. Nu avem lemne negre. Ce lemne avem? Prea avem lemn. N-avem lemn. Ia toporul și pune-te pe treabă. Aduc să văd aici sus dacă avem niște lemn. Nu cred că avem. Cine știe, eu n-am topor, unde sunt toporele? Am eu unul, atât am. Rupe pomiște aici. Toată lumea mi-a zis, de fapt nu toată lumea, dar am văzut câteva comentarii, bateți dragonul mai repede, ce părere ai? O părere bună, chiar aș vrea. Deci zi-mi ce materiale trebuie, lemn, atât? Lemn, fensuri, numai lemne. Deci tot ce ține de lemn. Apucă-te okay. Și a lemn, că avem nevoie de mult lemn, dacă vrei să faci. N-am topor. Păi fă-ți un topor, fă unul din stone dacă nu. Cu topor, da. Păi, n-avem. Nu avem mult iron. Mai unul aici din stone. Care unul mai avem iron? Nu, am impresia că am făcut armuri. Lopată, am făcut cred că vreo 20 de 30 de lopeți. Da. Acolo s-a dus tot. Trebuie să mai minăm curând, dar poate o să facem noi asta off camera ca să nu vă mai ținem pe voi sau poate o să facem un concurs de diamante. Din nou. Din nou, doar că poate de data asta facem pe canalul lui Marius, ca ultima oară parcă la mine sau? Da. Vedem noi. Poate dacă fac eu insula și o rezolv repede, poate facem și concursul. Poate, dacă mai avem timp, dacă nu, în următorul episod. Hai, mă ajută-mă să iau lemn. Păi eu. Ok, hai să luăm lemn, facem rost de multe bucăți, după care... Să fac un topor de lemn. Ok, avem chesturi. Atunci când joacă X-Slader, lasă cât un chest în fiecare parte. Bă, da, pe bune, avem chest acolo sus la casă, avem chest aici jos lângă... De ce lângă nu, Max? Hambar. Peste tot avem. De ce nu? Nu-i prea bine să avem atâtea. Mi se rupsă toporul. Fă-mi un topor, te rog. Din stone, orice. Ia. Andesit, diorit. Uite aici topor. Ia. Mersi frumos. Hai că am aproape un stack de lemn. Aș vrea să și plantez. Unde tai? O să și plantez. Doar că momentan nu prea avem timp de plantat. Se vede urât. Și foarte multe comentarii. Marius, zi-mi câte comentarii erau cu Vrem Clubul Minerilor. Multe, peste 100. Da, doar că eu trebuie să învăț la deci istorie. Eu ți-am zis, i-am zis lui Max de sute de ori să filmăm, el n-a fost online, nu știu unde a fost. Cică a filmat niște provocări. Cică, dar nu e adevărat. Ok, nu e adevărat. Atunci mai minți, Max. Te-am mințit. Pentru că Max n-a mai făcut provocări de mult timp și nu o să mai facă. Probabil. Ce mă, Max? Păi nu-s eu de provocări așa, challenge-uri mai merge. Vin eu acolo cu Cluj-Napoca și facem provocarea. Vino, Marius. Ne urcăm în taxi și ne dăm jos pe partea cealaltă, de-astea. Am putea, da. Ar merge. Ai făcut-o tu pe asta? Am făcut-o, dar de mult, de vreo 2 ani, cred. Cred că prin primele mele episoade. Ha, mu, sparge-te. Și ce-a zis ăla?
Azi nimic, nici nu a apucat să reacționeze. Mai bine așa, cine știe, poate mă bătea. Am făcut Marius multe provocări, dar nu prea... Îi furăm roata de rezervor de ori. Sunt prea mare să mai fac provocări. Îi furăm roata de rezervă de Leo de la Străhaia. Ce roata? Ce? Asta e farsa adevărată. Nu știu ce zici. N-am mai auzit nimic de Leo de la Străhaia. Ce farsă ai face tu dacă ar fi să faci o farsă, un prank ăsta? Că în America toate farsele sunt regizate. Tu ce farsă ai face? Nu chiar toate. Cam toate. Păi am vrut să mă duc la oameni pe stradă, cu o cutie în mână, să le arunc lor, să le dau în mână, să zic Allah Akbar, să fug. Pleacă, mă, că te arestează și... Băi, am făcut așa la bătrână. Pleacă, și ce s-a speriat? Pleacă, mă, că te arestează, e foi de capul meu, ești Bin Laden, cine ești tu? Am făcut eu. Și aveam și o cagulă pe cap. Bă, du-te, mă, dar ce și poate mor oameni. Face bătrâna, pleacă aici! Și după aia m-a aruncat cutia jos și am fugit. Știi cum aș face eu o farsă? Dar n-am filmat pentru că m-a filmat cineva și camera se mișca în continuu. Și nu mai prea am cum să fac chestia aia. Mamă, câți puieți avem pe aici, hai să ne apucăm de construit, că am luat destul. Asta în America, dar era și cu îmbrăcat, știi? Era și îmbrăcat. Păi și eu aveam o cagulă și eram tot în negru. Nu, no, păi nu cu cagulă, eram îmbrăcat în arab. Cu de-aia, știi, cu de-aia pe cap, cu pătură de-aia. Care stează, mă? Cu șaorma de-aia pe cap. Care stează, hai să ne apucăm de treabă. Hai, mă, avem okay. Lemn? Da, două stacuri am, un stac jumate, un stac și 18. Hai să ne apucăm de treabă, mă. Ia. 38 de pui, iau eu pe toți. Vrei și tu? Unde o facem? Aici. Aici. Aș vrea. Nu, unde nu, mă, nu. Aici? Aici, lângă insula ta. Mă, e prea mică apa aici. Ia. Aici vreau. Cumva. Aici, cred că. Trebuie să fie mai... Aici, uite, aici. Aici aș vrea. E mapa... Okay. E bine aici. E apa mare, știi? E bine aici. Hai, mă, să okay. Vedem. Deci, unde punem stâlpii? De aici, cred că. Așa jos? Păi da. Ok. Câți stâlpi trebuie? 2, cred că. Păi nu 4? Ba da, dar ăștia sunt cei mei... Ok, și acum ce facem? Aici nu punem stâlpii, uite că aici, nu? Păi dar cum? Așa mică? Nu punem aici. Păi mai mare vrei? E mică, pătrat. Atâta. Păi bă, acum punem aia. Șablonul. Asta e intrarea? Asta e pilonul ăla, știi, unde stai și dai la pește. Putem să mai facem mai dacă mai vrei, uite păi și aici. Mă, pilonul, întâi vine casa și din casă mergi în pilon. Nu, mă, nu facem pilonii prima oară. Na, că-ți mai făcui. Păi da, nu e simetric. Aici ai lăsat un bloc și aici ai lăsat două. Marius. Nu contează mai aia. Ba da, contează, arată urât. Sparge tot. De ce mă lasă că facem aici cu un bloc? Da, eu zic să faci cu două peste tot. Păi pune câte două așa. E urât, mă, așa. Ce e urât, mă? Păi fii atent, aici ați doi, aici ai câte unul. Păi și tăiem unul aici. Îl tăiem pe ăsta. Proastă idee. Păi de ce, mă, că arată bine? Ok, și acum ce facem? Acum punem lemne pentru el. Lemn simplu, prelucrat? Da. Așa? Cam așa. Păi și se vadă asta așa urât? Păi aia facem stâlpii. Dar o să vezi tu. Ok. Și bărcuțe pe aici, mai ții minte? Nu. Dă-te, fă un crafting table, bagă-l aici. Nu mai am lemn eu. Hai, fac eu. Deja nu mai am lemn! Cât ai strâns? Și aici vreau să punem, știi, pau, bau, bau și punem de la. Ce punem? Ia, slab. Ia. Mamă, zici că e la piscina, mamă, ce joasă aici. Asta e, am făcut pilonul. Vrei să mai facem mai înainte? Nu. Mai lungă? Ok, ce facem acum? Putem să mai facem 2 slab. Da, mai lungă vreau. Hai să mai ai lemn? Am eu, hai că fac eu. Bă, nu mai am mâncare, mai am 4 mere, mă. Păi trebuie neapărat să mă duc cu lemnul până jos de tot? Mamă, ce aș vrea să fac o casă sub apă, dar nu mă lasă Max. O să facem, Marius, dar e un proiect mult prea mare momentan, adică durează vreo 5 episoade minim. Ai dreptate aici, dar e un proiect șmecher. Este. Ok, acum ce facem? Punem stâlpii. Deci aici mai pui un lemn și pui un slab peste el, înțelegi? Și aici facem casa, probabil. Uite ce uitat aici. Facem așa sau? Mhm.
Hai mă, că arată binișor. Ia, oh, uite ce frumos e acum. Ok, și acum ce fac? Acum pune, ia pune stâlpii, să vedem cum arată. Cât de înalți? Păi pui, mai pui un de ăsta și slep peste. Nu așa, mă, prea dă mult? Unu. Dă unu, nu, păi nu pui stâlpi aici, cred. Așa? Și cât un slab? Ia pune slab peste el. Ia să fac niște slaburi. Nu prea mai am. Sternă lemn, nu? Mai e lemn? Mai am puțin, da. Mai e alb aici, dar trebuie de la. Chiar zici că e. Mișto rău. Îmi place ce iese. Păi și atâta vrei, nu vrei să facem și cabana aia? Ba da. Dar trebuie să ne culcăm acum, Max. Hai ne culcăm și revenim mâine la treabă. Puteți vedea, asta e insula lui Marius, foarte bine făcută, apa curge perfect. O să o repar. E totul bine. Hai totul bine și frumoasă. Hai să mergem repede. O să facem la Marius un episod insula lui, deci nu vă faceți griji, o să reparăm. O să fie mamă, o să fie ca lumea. Da, o să fie ca lumea și Tudor, care e abonatul episodului, a lăsat comentariu și la ultimul episod din club, trebuia să zic asta. Ca să știe lumea. Bravo, mă, Max. Și a comentat inclusiv la clipul meu de Skywars pe care l-am pus ieri, ultimul, de la ora 18. Deci îi mulțumesc încă o dată pentru susținere. Ok. Hai că asta a fost emoționant. De ce spargi mâna ăla? Cred că aici facem cabana. Păi eu zis să-i da tu. Nu zice că vrei spargi tot. Nu tot, decât astea. Ok, și acum? Cred că prelungim așa aici. Înțelegi? A, păi atunci spargem și astea. Hai că am eu o idee mișto. Adică... Și facem în două părțile, nu? Da. Așa aș vrea. Mai recuperăm din lemn aici. Mai punem un stâlp aici. Cred. Păi sparge stâlpii ăștia. A, păi nu îi sparge, lasă-i așa, lasă-i nu, așa. Nu, nu, că ne trebuie, luăm lemnul. A, tu ce greu e să luăm lemnul din apă? Mai am un slab? A, stai că fac eu niște slaburi. Tu ce greu e să luăm lemnul din apă, Marius? Cum se numește mă asta pentru pescuit? Cabană? Nu-i cabană. Păi, fishing hut. Băi, nu în engleză, în română. Mănec! Nu poți să mai ieși din apă. Pescuință. Pescărie. Pescărie, da. Nu cred că se numește pescărie. Nu cred, sună ciudat pescărie. Marius, eu să te întreb, tu când erai mic, mai mergeai la pescuit? Supod. Doamne, ce îmi plăcea să mă duc la pescuit. Deci, mergeam toată ziua și nu glumesc. Și eu tot la fel. Și mergeam și pe canal. Știi ce e canalul? Eu mergeam sub pod. Bă, ce mă urâțenia asta aici? Ok. De ce pui mă slaburi? Ei, tot acolo, dacă pun două slaburi e ca un bloc. Păi și cum vrei să fie casa aia? Cu trei sau cu două? Trei. Cu trei? Da. La ce te referi? Că nu înțeleg. Două, așa, păi lățimea. Cu trei. Ia dă-i. Păi de ce pui slaburi? E același lucru dacă pun două slaburi sau un bloc. O să-mi iau lemn atunci. Ok, am făcut aici. Păi numai că nimeni nu știe, numai noi și abonații. Știm că slaburi. Nu, nu. Și abonații mai spun, îi spun și lui Rafael și la alții și află toți. Nu, află. Ba, hai că cresc, mai crescut la de-n pom, dar nu toți. Hai ajută-mă să zic cum se face aici. Păi tu mai ai lemn? Mai am, dar 47 de neprelucrat. Fă-i acolo ca o căsuță. Păi, dar trebuie să mai facem. Ia că vine, o să văd dacă e bine, după modificăm iar. Nu mai modificăm nimic. Fă-i niște stâlpi și punem fensuri pe ei, știi? Aveam lemn mult. Coverca, să zice. Coverca? Ai auzit de coverca vreodată? N-am auzit niciodată. E ca un fel de cort. Coverca. Nu cred că e coverca asta. Ai auzit de coverca? N-am auzit, dar nu e coverca. Parcă așa se spune. Să spună cineva în comentarii ce înseamnă coverca, dar fără să uite pe Dex. Coverca? Ai auzit de brobință? Ala da, parcă tu mi-l zisești. Brobința? Da, tu ai zis de brobință. Ce râzi, mă? Mă amuză cuvântul. Trebuie să facem așa ceva să nu mai consumă foarte mult. Hai că parcă iese ceva deja. Hai că vin să mă uit acum, să văd Max. Ok, perfect. Tu ai o lifta făcută? Ce s-am?
Molifta. Molifta? Mm? Nu. Ce aia? E de la biserică, nu știu ce. Spovedanie, ceva, habar n-am. Molifta. Așa m-a întrebat preotul. Ai molifta făcută? Ce ai zis? Stați că mă duc până în mașină să iau una. Molifta. Nu am auzit în viața mea de moliftă. Jur. Dacă te aude proful tău de religie, mamă, îți dă 4. Am profa și nu-mi dă. Așa, mă. Aici vreau să facem așa și pe aici intrăm, printr-o ușă, cumva. Bagă două uși aici, repede. Adu două uși aici. Păi le fac acum. Acum să fac ușile. Îmi place așa. Nu mai îți place? Ba da, da. Altceva nu-mi place. Ia bumbax, uși. Ok, aici vin ușile. Mai vrea uși. Astea nu sunt uși de pescărie, Marius. Stădui la uși, mamă, păi ai uși acolo. Astea nu sunt tocmai uși de pescărie, dar... Lasă-le deschise. Să fie așa. Bă, de ce uși? Lasă ușile. Păi cum vrei să intrăm în asta? Bă, da, e mare, mă. Ok, hai că mă apuc să pun blocuri. După aia dăm și la pește aici? Nu acum. Că trebuie să facem cu... Ce? Hai, bă, că deja își iau formă. Mai ai lemn? Da, o crămadă. Ok. Care e bine. Și trebuie să facem și geamuri. Păi nu facem cu geamuri, facem cu fensuri. Cum trebuie să fac, mă, fensurile? Cu bețe? Bețe și lemn. Nu vreau să fac bețe eu. Ce faci, făcuși, mă? Nu prea pare a pescărie, nu știu cum să zic. Păi trebuie să-i punem acoperi, ia, păi, apucă-te de acoperiș, o fac eu pe afară. Dă-mi un lemn, că n-am. Ia. Ia, cât ai. Ăsta-i tot? Mhm. Da, eu zic să pui altă culoare. Mai negre, așa un pic. Și pe aici? Nu, vreau fensuri mai negre. Păi de unde să avem mai negre? Ești sau, rasist, ce? Sau altă culoare, nu-mi place așa, prea albă. Cool. Albă, ia. Ia să încerc. Da, albă, că e prea aceeași culoare. Îți plac negrele, ți ești rasist. E prea aceeași culoare, Marius. Dacă recunoști România că ești rasist. Pe acoperișul. Nu știu, că moară lumea, dar eu nu-s rasist. Ce făcuși, mă, aici? Și pune ăsta din două în două. Pentru pescuit. Aole, ia, acum am de dat seama că bețele sunt la fel. Măi, bețele, da. Trebuie să-mi spui mai înainte. De ce sunt bețele la fel? Păi bețele nu pot să fie colorate. De tot e useless. Ia uite, mă, așa arată. Te uiți? Nu pot acum. Ce-ai, mă, Maxișor? Am niște probleme, nu-mi iese. Dragoste ai probleme. Aici nu-mi iese. Hai că fac eu să iasă. Aici o să facem doar așa momentan. Iar mai târziu o să tăiem blocurile alea și o să punem ce trebuie, dar momentan avem materiale, înțelegi? Ce, mă, păi facem acoperișul acum. Zic de altceva, fă tu acoperișul. Terminai. Am niște slaburi. Ce, bă, păi de unde mai am? Hai că am eu. Am cu pressure plate în loc de slab. Good job. Ce pressure plate urei? Am făcut eu. Păi și acoperișul, îl terminat și că nu l-ai terminat. Acum îl fac. Vreau să-i punem și coș. Ca casa. Ce coș? Coș, da. Hai, bă, că e casă de pescuit, nu altceva. Coș. Arată destul de bine, cred eu. Da, dar trebuie să mai avem lemn să punem jos aici, că e cam urât așa. Ia, hai să luăm astea. Stau două zile să iau. Nu mai stau. Hai, mă, adu-mi. Ce să aduc? Să facem acoperișul. Păi facem tot la fel? Nu facem cu alb? Aș vrea să facem cu alb acoperișul.
Eu joc cu piatră din aia. Cu piatră? Mhm. Uh-huh. Care piatră? Piatră din aia. Prelucrat așa, știi? A, piatră de aia de care am pus eu pe scări? Da, de aia. Am îndesit la mine. Și nu-mi place ușa asta pentru pescărie, nu prea îmi place. Ba da, e frumoasă de fapt, e așa de... Asta e aia default ușa? Mhm, cea mai default ușă. Ne se vede mai frumos. Cea mai inventată ușă, prima. Așa lăsăm, să mergem direct. Nu mai facem ușa aici. E tot aici, așa să știu. Sau nu așa. Modificăm iar. Aici trebuie să punem niște bărci. Birchwood? Bărci. Trebuie să punem, dar nu acum. Hai mă, dus să facem acoperișul. Ce pus să-și mergi? Le luăm alea. Trebuie să mă pitesc. Le luăm astea. Adus să facem acoperișul. Cu ce-l facem? Adus să-l facem cu piatră de aia, ți-am zis să-i deja. Cu piatră? Piatră, nu-mi plac alea albe. Care, bă? Geamurile? Nu prea plac geamurile. Arată destul de bine. Nici prea negre, nici prea închise. Arată super. Ok, adu să facem acoperișul. Neapărat, că vreau să-l termin. Oh my god. Face noptear. Filmez de mult timp, dar azi e un episod mai special. De 30 de minute o să fie. A, am de la dacă vrei, stone bricks. De alea vreau. Hai, ieși un pic de pe server. Ieși un pic de pe server. Ok, hai, poți să intri. Mă duc să caut stone brick-uri sus, poate mai avem. Am eu, multe. Dă mie. Hai că vin acolo, că tu te tot duci. Avem fortune, putem face fortune 3 dacă avem level mult, dar n-avem momentan level. Și eu am 0. Am 3. Atâta. Unde ești, mă? Vin acum. Uite, țelele astea aici. Hai să facem și acoperișul. Câte îmi dăduși? Zădui, le mai împar și pe alea, mă, să mai caut. Atâta nu, mă. Păi ajung, cred că. Nu ajung. Păi cât vrei, mă, să-l faci? Nu cred că ajung, Marius. Puteți să, poți să faci acoperiș în două, nu știu dacă știi la ce mă refer. Nu așa. Dă-te aici. Așa vreau. Că altfel n-arată bine. Okay. De ce punem noi ușă, mă, în casă și? Ne trebuie ușă. Vrei fără ușă? Fără ușă. Nu, eu vreau cu ușă. Hai bă, că arată bine. Că pe aici nu merge. Vrei să fac să mai bag la topit? Piatră? A, da. Fac niște farnesuri aici. Ok, așa. Hai să urc înapoi. Hai repede, Marius. Ne grăbim puțin. Mamă, nu pot să folosesc. Ok. Bagă repede la prăjit. Băgă e multe. Ok, hai să ne, dacă nu ne ajunge. Băgă e, dar ne trebuie material să prăjim noi aici. Cu beții prăjesc, mă. Ia uite aici. Pe aici aș uita să pun. Ok, dăm repede stairs. Mi s-a dus să mă și toporul, mă. Dar spar mai repede cu mâna, cred. Nu, că e bun toporul. Fă-ți altul. Nu mai am, mă. Acum, mă. Acum, mă, Max, stai liniștită. Cât durează? Hai că le iau eu. Mai ai ceva stone? Dăm repede. N-am nimic. Pe bune? Ochii lui să le țină viața, nu vezi? Bă, cărămiz. Ia. Trebuie să mai plantezi și înapoi, când mă cealaltă lumea. Ce-ți plantezi? Pomii. Oricum nu vede lumea ce faci tu acolo. Vede lipsa și știe, Max, orice pom aici, să știe. Nu cred. Ba da. Oare spunem și în colțuri? Nu, no, colțuri, lasă așa, ciumbrită. Lasă așa, ciumbrită? Mm-hmm. Ok, las ciumbrită în colțuri. Vreau să facem un coș așa, voia. Bă, Marius, un om a murit. N-ai mai ținut în viață. Cine a murit?
asta. Ah, păi acum vin cu lemn. Ce este calul acolo? Cred că mă aștept. Se două bucăți. Ia. Stone brick-uri. Gata, mă. Mai moare unul. Bă, dau greu mă să-l țin în viață. Păi văd. Eu zic să nu facem un alt acoperișul, nu? Nu știu, nu cred. Uite atâta, ajunge? Mm-hmm. Atâta-l facem. Mai fă de ăla. Acum vine nu cred că mai trebuie mult, puțin. Sau poate deloc, deloc. Nu mai trebuie. O, arată șmecher, mă. Aici zic să punem niște flori. Da, adu o floare. Aici afară? Aici, uite aici. Păstea. Ai dreptate, cu dirt, așa. Ia. Mm-hmm. Adu flori. Mamă, îmi place la nebunie. Ia că pun. Bă, nu mă, că avem flori. Și la lele. Ce zici de asta? Frumos. Ia la lele, la lele, frumoasele mele, la lele. Știi aia? Mm-hmm. Ia, stai să încerc o chestie. De partea cealaltă. Sunt chiar curios cum arată. Ia prostia. Păi ne mai trebuie piatră, mă, ești nebun? Nu mai ne trebuie. Hai, mai trebuie aici, în față. Nu trebuie, că așa e gol acolo. E golaș? Păi, ar fi arat urât. Hai, de vezi cum... Ce zici? Mamă, fato. E genial, așa treci pe partea cealaltă. O, arată bine, da, ce zice. Și aici putem să mai punem niște chesturi cu undițe, furnace. Da, 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 și bărci. Și aici stăm și... Hai să facem niște bărci acum. Hai să facem repede. Faci la thumbnail acum tu bărci. Da, hai dreptate. Hai că am făcut eu 7 bărci. Pune-le așa frumos. Dar unde? Nu, păcat, păcat să le pun pe apă? Curbă. Nu în jur la asta, știi? Nu îl pun și pe apă. Pe apă, pe apă, pe apă, oră. Pe. Să nu le iei. Nu le iau. Mamă, ce frumos de ai pus, Max, ca la aliniate, ca la școală. Dispăru barca. Se dus o barcă, nu știu. Văd la tine mâna. Am alta în mână. Și aici una în față, nu pui? Ba, două. Hai cum să mai fac. E frumos, mai ce zici. Nu mai am lemn. Mai am o barcă, dar nu mai am lemn. Ai lemn pentru o barcă? Nu. Dar iau dintr-un de ăsta în furnace. Ia repede. Câteva bucăți să faci un... O barcă. Hai, a două să o punem acolo și aia e tot. Hai să vedem. Pune acolo. Pune aici. O pus să-i, Max. Unde e? Nu știu. O să-i apară în inventar, cred. Eu o apăsă-i, dar nu s-a pusă, nu știu ce e. O ai în mână. O am mână, nu văd. Ia. E în mână. O, o aveam, pusei pickaxe-ul peste ea și mi-a părut mână. Tu mergeai cu ea în mână. Mama, asta e tot. Ia, mai vreau să mă uit. A, nu prea e. Stai să dau barca asta. Spoară barca! Uite și prinde pe aia, hai că s-o prind eu. Prinde-o pe aia? Păi nu erau simetrice puse. Erau bine, mă. Hai, mă, că nu se uită nimeni la ele. Păi ce... Se uită lumea și lumea știe tot. Lumea știe și milimetri, înțelegi? Ia-le pe toate și le mai repunem. Din nou. Bă, suetenia și... A, se sparsă, mă! Una fugi. Una se sparsă. Păi, dar ce trebuie să le rege, mă? Lasă-le așa, random. Nu, iau lemn, repede. Trebuie să le punem în rând. Ei, ce? Se sparsă toate. Toate? Toate se sparsă, mă. Bă, cum toate? Păi, altele, Max, îmi pare rău. Pentru acest incident. Păi, pe partea cealaltă mai sunt, nu? Cred că sunt acolo, dar aici intră eu, făcui accident. Mai nu mai te băga în apă, te rog. Ia, hai că pui 4 bărci. Păi încerc și tu să parchezi acolo, să vezi ce se întâmplă. Nu mai încerc. Cât filmaj, mă, 30 de minute? 30 de minute episodul ăsta. Wow, Max. Nu mai trebuie bărci. Mai aduc eu multe. Nu mai trebuie. Asta e gata, bun. Deci puteți să vedeți, avem aici o grămadă de bărci. Nu mai adu și tu că e full deja, nu mai în cap.
Asta e casa pentru pescuit. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul de like. Eu am fost Max, alături de Xtrader. Dacă strângem multe like-uri la episodul ăsta, postăm iar mâine, episod de 30 de minute ăsta. Bă, tu iară te baci în apă. Baci în apă. Și ne vedem data viitoare. Baftă lume!